Românii câștigă între 50 și 60 de miliarde de euro pe an, din care cei mai mulți provin din salarii, respectiv 24 de miliarde de euro, pensii 11 miliarde de euro, venituri din PFA, chirii, dobânzi, drepturi de autor și alte venituri supuse impozitului pe venit 8 miliarde de euro, alocații sau indemnizații din categoria veniturilor din asistență socială 4 miliarde de euro sau munca la negru aproximativ 3-4 miliarde de euro pe an, potrivit calculelor ziarului financiar. Din totalul veniturilor disponibile ale populației, cei mai mulți bani se duc pe benzină și motorină, respectiv 6,5 miliarde de euro pe an, rate la bancă 6 miliarde de euro pe an, întreținere 5 miliarde de euro, pâine 3 miliarde de euro pe an sau țigări 3 miliarde. Penalitățile de declarare greșită a impozitelor pe care finanțele vor să le pună în practică din acest an vor fi plafonate la 100.000 de lei potrivit unui nou proiect de ordonanță de urgență, scrie Capital. Deciziile de penalizare vor fi date doar în urma controlului fiscal, se mai arată în proiect. Totodată, penalitățile vor fi raportate la perioada fiscală. Astfel, nivelul penalității de nedeclarare va fi de 10% dacă suma stabilită nu depășește 10% din fiecare creanță fiscală declarată aferentă unei perioade fiscale și de 25% dacă suma stabilită depășește 10% din fiecare creanță fiscală aferentă unei perioade fiscale. Proiectul mai arată că pot fi trei situații de vinovăție a contribuabilului, dar doar evaziunea fiscală se penalizează cu o cotă majorată. Doar 20.000 de elevi mai sunt înscriși la școlile profesionale, numărul acestora diminuându-se în fiecare an de la aproape 300.000 în anul 2002, arată o analiză a ziarului financiar pe baza datelor de la INS. Pe piața muncii, această statistică se traduce în dificultățile majore pe care firmele le întâmpină în găsirea tinerilor cu o certificare în construcții, electronică, metalurgie, transporturi sau industrie alimentară. Dintre toate categoriile, industria alimentară se numără printre sectoarele care în ultimii 10 ani a pierdut cei mai mulți candidați pentru joburile care necesită cunoașterea unei meserii. Grupul american Ford va transfera de la Köln la Craiova în 2017 o parte din producția modelului Fiesta pentru a reduce costurile în contextul pierderilor masive înregistrate de operațiunile europene ale companiei după scăderea puternică a vânzărilor auto de pe continent, informează Mediafax. Mutarea va afecta aproximativ 1.000 de angajați ai fabricii din Köln, potrivit ziarului german Bild. Ford a înregistrat anul trecut în Europa pierderi de 1,6 miliarde de dolari față de 1,75 de miliarde de dolari în 2012, potrivit raportului financiar al grupului. Piața auto europeană a scăzut cu peste 25% începând din 2008 la